Clădirile emblemă din zona peninsulară a Constanței și-au pierdut strălucirea, dar nu și valoarea. Proprietarii le-au scos la vânzare în speranța că vor obține sume colosale, însă cumpărătorii întârzie să apară. Vila Șuțu, un preț de 1.200.000 de euro, ușor negociabil. E vorba de o proprietate de 800 de metri pătrați teren, plus 800 de metri fier, și mai este o clădire care a fost dispensată al trupelor de ocupație germane. 1.000.000 de euro. Odată cu vânzarea imobilelor, proprietarii se vor îmbogăți peste noapte. Hotelul în care se pare că a locuit Eminescu timp de 10 zile la malul mării a fost și el scos la vânzare. Face parte din rândul clădirilor vechi care se vând cu peste 3 milioane de euro. Trecătorii admiră clădirea și își amintesc descrierile lui Eminescu, prin care o informa pe Veronica Micle despre vizita sa la mare. Șed într-o mansardă și privirea mi-e deschisă din două părți asupra mării, pe care aș vrea să plutesc cu tine. De aceea, nefiind cu putință, te sărut cu dulce, draga mea Veronica, și rămân al tău, Eminescu. Mulți constanțeni cred că niciun preț nu este prea mare pentru un imobil ce a fost martor la momente culturale și istorice. Cred că merită, pentru că este o clădire veche și probabil și pentru istoria ei s-ar putea să o vrea cineva. Să pună mâna să le refacă, să rămână aici. Pe lângă clădirile emblemă de milioane de euro, sunt multe altele care se vând cu peste 200.000. Interesul pentru zona peninsulară a Constanței a crescut odată cu reabilitarea, iar dacă vor exista cumpărători, nimeni nu poate garanta că aceștia vor respecta planurile inițiale ale imobilelor de patrimoniu.